Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul studioului este Nistor Grozavu, fost viceprimar, la moment primar interimar al municipiului Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați găsit timp să veniți la noi, că știu că aveți mult de lucru și orarul dumneavoastră probabil începe dimineața de vreme și se termină pe la vreo 10-9, da? Seara sau mai târziu. Uneori fără întrerupere. Fără întrerupere, vă cred. Pentru că de unul singur este complicat să faceți față la toate cerințele pe care au tăbărât și toate problemele și toate situațiile care sunt asupra primăriei. Nu? Oricum sunt preturile de sector, sunt direcțiile generale, sunt întreprinderile municipale care participă la acest proces de deservire a locuitorilor orașelor, așa că nu sunt singur. Ei da, dar bine, ziceam da. Eu într-o zi că orașele, a fost aici un viceprimar de la Lyon din Franța, a zis că au vreo 16 viceprimari. 21. Bine, 21, da. Păi vă dați seama ce înseamnă noi. Da, dar acolo funcțiile viceprimarilor sunt altele, sunt funcții politice. Deci acolo este secretarul general sau city managerul, care are de regulă 3 adjuncți, adică de fapt este același sistem formal de administrare cu 4 viceprimari, cum este după statutul municipiului Chișinău. Noi în scurt timp vom avea sau nu, așa, ca să începem, după ce trecem strict la problemele care deranjează chișinăuienii, dar așa, când vom avea și noi 4 viceprimari, un primar, sau până în 2018, până se completează Parlamentul, așa ne jucăm? Deci mai rămân de clarificat anumite situații și atunci va putea fi luată o decizie definitivă cum se va proceda în continuare, dar oricum sperăm că vor fi și viceprimari, va fi un sistem administrativ pus la locul lui în cel mai apropiat viitor. Pentru că, până la urmă, un primar este totuși un gospodar și nu ar fi trebuit să fie politizată această funcție și să treacă persoana care într-adevăr va fi numită în viitoarele alegeri sau în viitoarele, eu știu, dumneavoastră cu siguranță faceți față celor situațiilor, dar primarul să fie practician, să fie un om care gândește fără ca să aibă acoperiș sau umbrelă politică. Și da și nu. De fapt, experiențe există diferite. În multe țări europene, de fapt, primarul capitalei este potențial pretendent la funcția de prim-ministru a țării respective sau, de ce nu, cum au fost mai multe cazuri în Franța, când primarul Parisului a devenit ulterior președintele Franței. Adică, într-o măsură în care nu poți să te distanțezi totalmente, în special un primar ales prin vot direct, nu poate să distanțeze totalmente de partea politică. Dar, desigur, din punctul meu de vedere, trebuie să prevaleze partea administrativă, partea practică de administrarea orașului zi de zi, a municipiului, a suburbiilor, a tuturor serviciilor din oraș. Eu am mai avut cu dumneavoastră un dialog destul de constructiv în care dumneavoastră v-ați prezentat atunci în calitate de viceprimar, ați fost și acum vreau să vă întreb, v-ați imaginat vreodată că o să ajungeți primar interimar? De fapt nu am, știți, sunt anumite funcții pe care omul le speră pe tot parcursul vieții și uneori nu le poate atinge și poate aceasta este cea mai bună situație. De fapt, niciodată nu am aspirat nici la funcție de viceprimar. De fapt, tot timpul m-am gândit la funcții științifice și didactice. Da, că am văzut că aveți și articole multe scrise și mai teze. Mult în practică, deci în practica proiectării construcțiilor, dar așa a fost să fie la un moment dat, am acceptat această funcție de viceprimar și în situația care s-a creat astăzi, fiind unicul viceprimar, am fost impus de situație să accepte această funcție de primar interimar. Da, 9 ani să fii un viceprimar este ceva timp. Da, este, desigur, este timp și jumătate din această perioadă practic s-a lucrat în loc de 4 viceprimari cu 2 viceprimari, o perioadă mai scurtă cu un singur viceprimar, dar oricum aceasta este soarta celor care aleg benevol, nu m-a impus nimeni cu forța să aleg această funcție. Spuneți-mi, vă rog frumos, dar după ce veți trece de această perioadă, vă gândiți să vă lansați în politică? Nu am de gând să mă lansez în politică, deci strict mă voi întoarce în domeniul meu didactic, științific, iar dacă nu în domeniul strict al proiectării. Nu, e o trambulină bună acum la moment. Nu cred că este nici vârsta cea care ar solicita această trecere, nici alte aspecte, deci cred că este mai bine să mă întorc pe făgașul acelor activități pe care le-am făcut înainte de a veni la primărie.
Asta nu înseamnă că nu voi îndeplini toate atribuțiile până în ultimele 5 minute de activitate. Și ca să vorbim direct deja la probleme care macină și deranjează chișinăuienii, cea mai importantă și cea mai principală este Bulevardul Ștefan cel Mare. O întrebare așa a mea personală, ca, da. Pentru ce a fost nevoie de semafoarele acestea așa cu iluminare LED sofisticată? Ele erau necesare și cât a costat un semafor? Nu este aceasta strict necesară, aceasta este o cheltuială care a suportat-o agentul economic care administrează semafoarele. Nu este, sunt niște cheltuieli foarte mari dacă agentul economic a acceptat, dar este un element de individualitate, pentru că de fapt este foarte bine atunci când două străzi nu se aseamănă unele cu altele, să aibă ceva, măcar o deosebire. Și aceste semafoare fac parte, adică, din acest, de această ordine de idei. Să introducem ceva nou în Chișinău. Da, la asta, adică asta nu la este momentul când Chișinăul nostru va arăta așa cum sunt pozele la dumneavoastră, da, în birou a unor orașe europene, da, înțeleg să apară așa niște semafoare. Nu, dar deci asta nu este din banii contribuabililor, deci este din acel profit care l-au jertfit aceste agenți economici și au organizat aceste semafoare. Dumneavoastră, la, în diverse declarații pentru presă, ați spus că în momentul în care până la ziua independenței nu se reușește, veți pedepsi. Ați pedepsit până azi? Cine? Deci la moment încă nu am pedepsit din mai multe motive, deci, dar principalul este că încă nu am un raport foarte clar pentru a constata. Într-adevăr, au fost careva motive organizatorice, motive de gestionare incorrectă a lucrărilor. Dar este clar pe față că sunt gestionare incorrectă a lucrurilor, așa cum se lucrează. Chiar astăzi a postat un coleg de-al meu, Lucianiuc, pe cum se lucrează în mijloc pe Ștefan cel Mare, colț cu Bulgară, sau nu mai țin minte pe ce acum la moment, se lucrează neprofesionist. Adică? Se tăia la mijloc de zi, se formeze ambuteiaje, se tăia cu un aparat special niște vedeți, dale de trotuar. Da, deci vedeți cum ar trebui să lucreze. Să noi în Chișinău nu avem această posibilitate. Trebuie să meargă cu pregătirea și eu văd anume într-așa mod, am spus că dacă se va trece la tranșa a doua, deci vom pregăti un tronson între două intersecții și atunci îl vom închide pe o anumită perioadă pe care să-l cunoască toți. Aici, cât privește prima parte, deci Bulevardul Negruț, strada Vasile Alexandri și Bulevardul Ștefan cel Mare, a fost o lipsă, din punctul meu de vedere, să nu se obișnuiască antreprenorul general și subantreprenorii, de ceea ce zic. Deci, o lipsă de experiență, de lucru, în așa condiții cum este orașul Chișinău. Dar în alte orașe, acest lucru poate și se poate face, unde sunt dublori ai străzii pe care se lucrează și o blocare spontan într-un anumit moment a circulației nu atrage după sine ambuteiaje kilometrice de câteva ore, etc., etc. Deci aici este, eu din momentul când am preluat gestionarea, am încercat acest lucru să-l fac și după cum vedeți, cel puțin s-a reușit faptul că nu se mai lucrează de acum pe 10 tronsoane concomitent, adică sunt 3-4 și se lucrează până ce acestea se închid și abia după aceasta se deschide următorul șantier, cum spunem noi în aceste condiții. Dar au mai fost și alte lucruri. Chișinău, cu părere de rău, este un oraș unde multe rețele, atât în perioada sovietică, nu mai vorbesc în perioada anilor 90, nu se răsfrânge aceasta și asupra anilor 2000 încoace. Deci când au fost trasate multe comunicații fără a fi indicate pe planurile topografice. Și atunci vă treziți cu surprize, cum ați spus ieri, da, la ședință. Uneori ne trezim cu surprize, în special cabluri electrice despre care nu cunoaștem bine, că nu am dat prin niciun conducte de gaze, dar pe apeducte am nimerit, n-am nimerit nicio rețea de canalizare, dar în special apeducte și cabluri electrice care le-am deteriorat fără ca să știm de existența lor acolo. Și uneori pentru a remedia această defecțiune a trebuit să stopăm lucrările în segmentul respectiv 2-3 zile, mai mult practic nu am avut, după câte țin eu minte. Și a fost și momentul acesta când s-au deschis mai multe șantiere și acestea nu au putut să fie duse la capăt într-un timp util.
Dar spuneți-mi, înainte de a accepta o firmă sau alta, cum spuneți că n-a știut această firmă despre experiența într-un oraș atât de mare, nu se ține cont de... Un oraș atât de mare, că i-au lucrat în orașe mai mari, au lucrat la București, în alte orașe din România, dar unde orice fir electric, orice fir de telecomunicații este indicat pe planul topografic, care el cunosc dinainte. Și dacă este indicat că el se află la adâncimea 50 de centimetri, se află la adâncimea 50 de centimetri, dar nu la 20 sau centimetri, unde când ai luat cu căușul excavatorul, imediat ai rupt cablul respectiv. Adică noi avem niște momente de acestea specifice în Chișinău. Apoi, în afară de aceasta, marea majoritatea drumurilor în Chișinău au fost făcute după necesitate sau când s-a construit o clădire, s-a asfaltat, mai departe sunt porțiuni întregi care unde rutiere, unde nu există fundație suficientă. Sau comunicații care au fost puse una peste alta, oglinzi de apă subterane despre care nu s-a cunoscut nimic și multe mulți alți factori care mărunți la prima vedere, dar care după în timpul executării lucrărilor îți provoacă un mare disconfort și mari probleme. Dar totuși, pe timpul... Bine, că nu putem să mergem și la ceilalți primari, cel mai proaspăt, da, domnul Urecheanu. Strada Ismail a fost construită în termenii stabiliți. De ce la noi toate străzile restabilite, reabilitate, au depășit termenele stabilite? Puteți să-mi explicați ce se întâmpla atunci și ce se întâmplă acum? Deci, părerea mea, deci în primul rând au fost lucrări de complexitate diferită. Dacă vorbim de strada Ismail, deci acum... Bine, să o comparăm cu strada Aleco Rousseau, să zicem. Deci Aleco Rousseau a fost construită acum, reconstruită. Reconstruită, dar oricum s-a tărăgănat mai mult decât trebuie. Un proiect se scrie 8 luni, ea a durat 2 ani. Principalul motiv, eu îl văd, o spun, deci nu vreau să arăt cu degetul la mine, nimeni arăt în primul rând cu degetul la mine, deci este acela că noi am introdus prea multe modificări pe parcursul executării lucrărilor de reparație sau de reconstrucție. Adică noi trebuia să stabilim ce lucrări executăm, în ce mod am aprobat proiectul respectiv și gata, mai mult nu trebuie de umblat la acest proiect. Antreprenorul trebuie să lucreze cu proiectul dat, însă noi în permanență. Azi am văzut o experiență într-un oraș de o natură, haideți să facem așa. Apoi am văzut în alt oraș experiență. Dar cine introduce aceste schimbări? Noi toți. Eu de asta așa, nu vreau, inclusiv bun și subsemnatul, cu toate că nu am intervenit păi, în mod arbitrar. În perspectivă veți întâmpina așa probleme gen că oamenii vor fi nemulțumiți, că situația se înrăutățește, că bani nu ajung și din... Cât privește din punct de vedere financiar, primele trei străzi, banii sunt exact în tocmai suficienți pentru executarea acestor lucrări într-o variantă sau alta și chiar unele întoarceri înapoi la proiectul inițial, cum ar fi în fața Academiei de Știință, deci a dus doar la intrarea sau încadrarea în bugetul cel care a fost inițial. Modificările care au fost pe parcurs, de exemplu, ultimul tronson care a suferit cel puțin 4 modificări pe parcurs de o lună, este în zona Serghei Lazo, Petru Movilă, stânga, unde s-a decis mai întâi fără parcări, după aceea s-a decis parcări integral, după aceea parcări numai de o parte, din altă parte nu, ca la urmă să ajungem cu soluția care mergem astăzi, doar în partea dinspre Serghei Lazo sunt parcări pentru automobili, iar în fața ambasadei Ungariei, fără niciun fel de parcări, adică asigurând acel... că este ambasada, este... Securitatea care trebuie să fie asigurată și de ce nu și ordinea în fața ambasadei, pentru că transportul, cât de bun nu ar fi, totuna mai provoacă și un oarecare disconfort, nu numai poluarea mediului înconjurător, dar și blocarea circulației pe timpul când intră la parcare și când iese de la parcare și alte disconforturi pe care le provoacă în aceste cazuri. Dar totuși, revenind la timpul și banii pe care sunt prevăzuți și după aceea completați, iată, dacă luăm, vorbeam despre Aleco Rousseau și cu aceste schimbări, inițial s-a preconizat, am eu o cifră, 76 de milioane, da? Cheltuieli. După aceea au intervenit schimbări și reperfectarea proiectului și ați ajuns că mai este necesar 40 de milioane. Și am ajuns la suma la care trebuia să, sau putea să fie parte, sau să fie firmă
responsabilă de aceste lucrări, bulgarii, de exemplu, sau alții care au participat la, în comisie. Dumneavoastră ați fost în acea comisie. De ce aceste lucruri nu se prevăd ca după aia persoana care, nu Delta să fi lucrat, da, firma, dar alții, poate care făceau mai calitativ? Nu cred că făceau alții mai calitativ. Procesul de selecție a fost făcut nu de funcționarii primăriei. Deci trebuie să cunoască toți cetățenii că atunci când este un credit de la Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, procedura de achiziții publice, adică de desemnare câștigătorului, este cu totul alta decât noi ne-am obișnuit. Toate companiile care au depus ofertele sale, atunci compania care este angajată ca consultant le face recalculul devizurilor de cheltuieli. Din punct de vedere juridic se documentează absolut integral pe toată experiența pe care este prezentată și niciun fel de șiretlicuri acolo nu merg. Dacă nu ai experiență pe un anumit domeniu, nu poți participa dacă acesta este de nivelul descalificării. Și de regulă, în toate cazurile, cu toate pretențiile care au apărut mai mult din cadrul acelor care nu au participat și nu cunosc, s-a produs autodescalificarea. Agentul economic care a participat la licitații se transmitea acele obiecții care erau și dacă el le confirmase, producea autodescalificarea. Desigur, și într-un caz și în altul au rămas companii cu oferte cu mult mai mari, așa, dar care nu puteau satisfăcute fiindcă prețul era cu mult mai mare și atunci nu putea, este regula și acestor bănci ca totuși oferta minimală a celor care se încadrează din punct de vedere tehnic, acela se desemnează ca câștigător. Adică compania bulgară prima care s-a speculat atât de mult, ea în primul rând nu dispunea experiența corespunzătoare. Au fost prezentate și alte acte din că unele lucrări care au fost începute nu au fost duse până la casă, au fost duse până la capăt și avea careva procese cu autoritățile care i-au contractat, etc. Și era nu în ultima instanță și prețurile într-o măsură care, cel puțin într-unul din cazuri, era un preț indicat care era ireal, chiar dacă luăm din punct de vedere al costului muncii lucrătorilor, salariilor în Republica Moldova și cele mai proaste, materiale de cea mai proastă calitate care sunt la noi. Și deci 126 de milioane în total cât s-a cheltuit. Deci cât vorbim de strada Alecu Ruso, acolo acest lucru este alt fel și de aceea și noi solicitam împreună cu băncile pentru aprobarea unei sume suplimentare pentru a credita că 3 milioane, este faptul că inițial s-a crezut și s-a insistat ca lucrările la infrastructură să fie executate de proprietarii acestor rețele. De exemplu, Apă Canal și-a onorat aproape integral toate obligațiunile sale. Termoelectrica de asemenea, însă au fost alți agenți economici. Vorbiți acum despre cei 3 milioane care i-am ratat, da? Nu, acolo, dar eu vorbesc de la Alecu Ruso. Și atunci am fost nevoiți unele lucrări să le includem suplimentar în bugetul acest buget pentru a putea ca să ne încadrăm cu aceste lucrări. De asemenea, proiectul... Asta despre cele 40 de milioane suplimentare. Da, de asemenea, acest proiect inițial nu a prevăzut sensul giratoriu de la Sadoveanu, și n-a prevăzut nici sensul giratoriu de la Bulevardul Moscova. Acestea au fost niște lucrări suplimentare, care de asemenea noi le vedem doar la partea lor exterioară, însă este faptul cum se replasează rețelele electrice pentru troleibuze, cum sunt alte comunicații care acolo trebuie să fie repuse sau schimbate poziționarea lor, adâncimea lor, locul lor de trecere, gradul lor de protecție, pentru că altfel le deteriorez pe parcursul exploatării. Și mai multe elemente care aceste recunosc, dar noi le-am introdus pe parcursul procesului de executare a lucrării și aceasta a fost o reținere provocată din cauza acestor modificări în proiect. Dar nu vreau să vorbesc că antreprenorul nu a avut păcatele sale. Deci antreprenorul, de asemenea, ca și la Bulevardul Ștefan cel Mare, nu se referă aceasta la Bulevardul Negruțe și nu se referă la Vasile Alexandri, a mers într-o măsură oarecare, într-un ritm prea încet. Într-un ritm prea... Și vorbim despre același antreprenor. Păi, dar de ce dacă o dată a călcat, cum spune moldoveanul, pe greblă, de ce și a doua oară calcă, și a treia oară?
Deci, în celelalte cazuri cât privește, deci primul a fost un contract cu totul alt, deci pe Aleco Rousseau, nu au fost licitația, nu a fost internațională, a fost o adică nu cred internațională, nu după regulile BRCBI, a fost după regulile interne a Republicii Moldova, acolo nu au participat niciun fel de companii din afară de Românie și din Republica Moldova au participat. Cât privește al doilea proiect cu aceste 6 străzi, aici au participat exclusiv companii de peste hotare, deoarece... Și bine, și câștigă tot aceeași. Și iese până la urmă executor tot același. Deci celelalte nu erau mai bune. Da? Da, deci acest puteți lucru constata chiar... cu siguranță că... Deci dacă au constatat atât cel puțin 4-5 experți de la consultant și mai mult decât vreau să vă spun că în timpul acestei licitații s-a schimbat stafful de la Berch sau BI, nu mai țin minte care, adică dacă două deci stafuri diferiți au acceptat una și aceeași variantă, presupun că aceasta era și pot confirma că aceasta era varianta cea mai optimală în acele condiții. Da, dar ar fi fost așa mai bine ca să participe și alții să dea dovadă. Dar dacă de n-au dorit să participe aceasta, nu pot să-i impui cu forță. Înțeleg. Dacă tot rămânem la drumuri, vorbim și despre... Bine, aici vreau să vă întreb. Dumneavoastră, având atâtea experiență teoretică în a scrie și a proiecta și a... Considerați că Aleco Rousseau este finisată și la moment, trecând 2 ani, uzura ei este conform normelor? Deci, după traficul care este pe strada Aleco Rousseau, în afară de trotuare, care trotuarele... Sunt două lucruri diferite, să vedeți aici. Deci, partea carosabilă, datorită supra-solicitării, deci este afectată din cauza traficului prea intens, însă trotuarele din cauza că nu sunt prea mult utilizate, deoarece acesta este un drum care leagă două cartiere, în primul rând. Și din această cauză, ca orice casă care nu se exploatează încet, încet, aceasta începe să degradeze. Dar este degradat doar stratul superior, adică acolo aceste reparații oricând pot fi făcute și revenit la situația inițială. Cât privește de acum celelalte 3 străzi care au fost executate, după cum vedeți, Vasile Alexandrie este într-o stare mai bună, Bulevardul Negruțe, sunt neconformități pe care noi le-am... Pe care nu le-a înțeles nimeni, niciun cetățean, dar noi nimic. Trecerea aceasta foarte vizibilă de la... Nu, o să le vedem și ei o să le lichideze, pentru că... Deci nu o să sărim hopul ăla de la început și la sfârșitul Negruțe. Desigur, deci ele, procesul verbal de recepție finală se semnează peste un an după terminarea lucrărilor și în acest an antreprenorul trebuie să lichideze toate neconformitățile depistate. Și așa, dar astea nu le considerați că sunt neconformități extraordinare. Sunt de genul un pilon electric de lemn la sfârșitul bulevardului străzii Vasile Alexandrie și o placă a MOL Telecomului care nici ei n-au văzut-o și nici așa, care este ridicat, care trebuie să fie coborâtă. Adică am în vedere că mai mult de jumătate de aceste observații sunt minore, dar oricum sunt 200 de observații doar pe Bulevardul Negruțe și pe strada Vasile Alexandrie, care antreprenorul trebuie să le lichideze. Și rămânem la drumuri, dar trecem la un pic altceva legat de drumuri. La Negruțe, sensul giratoriu, da? Se lucrează acum și la organizarea acestui sens. Nu în cadrul proiectului. Nu în cadrul proiectului. Corect, da. Eu sunt de acord aici. Dar dumneavoastră, având o experiență, iarăși ajung la experiența pe care o aveți și în câte articole am citit eu, sunteți autor, planul de organizare a lucrărilor ar fi trebuit să fie un pic altfel și să deruleze lucrările ținând cont de securitatea pietonilor, de securitatea chiar și a șoferilor, a mașinilor. În străinătate, în Europa, am văzut acolo unde se lucrează, se amenajează în jur așa de bine spațiul, că oamenii nu sunt supuși riscurilor. Vorbesc acum despre sensul giratoriu și mașinuțele care lucrează acolo, tractorașele, care până la urmă poate să facă și accident cu oameni, să mai tamponeze și pietoni. Greșit, amarnic. Nu? Nu. În centrul Parisului, unde se construiește Palatul Justiției,
și s-a convenit, au stabilit că va aduce și va fi și gară de tren, va fi și tramvai nou, cu toate că tramvai erau puține până nu demult acolo, însă au înțeles că acesta este un transport care necesită cu mult mai puține cheltuieli decât metrou și metrou și așa mai departe. Deci acolo trebuie să vedeți, acolo lucrează foarte mulți concetățeni de ai noștri și vă pot arăta. Se întreb să-mi filmeze, dacă nu sunt lumini, nu sunt indicatoare pe unde să treacă pietonul, nu? Chiar dacă acestea sunt, ele sunt atât de greu de depășit încât acolo sunt ambuteiaje veșnice și multe, multe alte probleme. Și așa se întâmplă în multe, multe deci locuri. Deci noi dezvoltăm problema din țânțar Hărmăsar, înțeleg. Da, aici, da, acolo nu s-a produs niciun fel de pericol pentru nimeni. Mai mult decât atât, nimeni nu a observat când s-a frezat un strat de peste 20 de centimetri de asfalt. Adică puteți să vă dați seama... Îl simt că întreg, da. Nu, vizual cred că el se vede, numai nimeni n-a observat când s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, vedeți, noi am blocat circulația ca să așezăm primul strat de asfalt, binder, cum îi zic drumarii. Deci, duminică înspre ziua de luni, adică atunci când este trafic minimal și așa vom face în continuare, deci lucrul acesta ca să provocăm cel mai mic, cât mai mic disconfort. Acum, cât privește securitatea pietonilor. Eu vreau să recunosc că acest sens giratoriu, deci de obicei sensurile giratorii se fac astfel încât pasajele pietonale să fie cât mai îndepărtate de aceste sensuri giratorii. Istoric sau geografic, cum este aici această zonă, cu multe spații comerciale și cu multe funcțiuni publice, pasajele pietonale nu le poți îndepărta. De aceea trebuie să avem aici un sens giratoriu care funcționează nu de sine stătător ca sens giratoriu, dar împreună cu aceste semafoare. De aceea, după ce va fi finalizat sensul acesta giratoriu în varianta... Deci el va fi mixt și cu semafoare pentru a fluidiza cât mai mult circulația rutieră. Și vom vedea după ce oră semafoarele vor fi deconectate ca când nu este traficul, adică vom testa toate regimurile care sunt necesare în acest loc. Deci tehnica de securitate este respectată? Bineînțeles, deci nu a fost niciun accident în timpul cel puțin major. Minore se întâmplă la noi peste fiecare zi, mai ales acum după 1 septembrie, așa cum în alte orașe din partea nordică a Europei, accidentele de obicei principale se produc primăvara după ce zapada s-a dus, când toți cei care n-au circulat primăvara, în iarna, încep să circule. La noi aceasta se întâmplă în luna septembrie. Dacă revenim la drumuri, la Le Corosoet, am uitat să vă întreb, m-a rugat cineva să văd dacă dumneavoastră cunoașteți situația. Când a fost dată un cititor de pe rețeaua de socializare Facebook, Alea Corso, când a fost dată în exploatare în 2014, coincidența a fost că în aceeași perioadă pe strada Uzinilor 2 a apărut proprietar a 1000 de metri pătrați de spațiu de depozitare, mama lui Gamrețchi. Dumneavoastră ați știut asta? Am știut. Acum prima dată aud acest lucru și nu știu despre ce este vorba, o să mă documentez. Da, pentru că lumea care prin preajmă au și ei au zis că este o coincidență sau este vreo legătură dintre aceste două. O să mă documentez, n-am cunoscut acest lucru. De obicei nu-mi prepun întrebări de natura cine este proprietar într-un loc sau în altul, dar cel puțin nu am auzit de așa un nume și, da, și de așa un metraj, 1000 de metri pătrați de spațiu. Bine, dacă rămânem la drumuri, dar lejer trecem la spațiile verzi de pe aceste porțiuni reparate, foarte multe poze au apărut și la știri și cu acești copaci care sunt plantați nu corespunzător locului pe care este prevăzut în proiect. Ce se întâmplă cu ei și de ce? Deci, aici ce s-a întâmplat? Deci când au fost plantați copacii aceștia în locul celor vechi, au fost plantați înainte de începutul reparațiilor. S-au plantat fără să ține cont. Adică acolo unde a fost copacul vechi, adică unde era pământ, acolo s-a plantat. Când de acum s-au început lucrările, desigur, alveolele pentru copaci au trebuit să fie amplasate după o anumită regulă. Eu să nu credeți, pentru că eu sunt, cred că, unul din cei care am spus-o primul cu mult timp în urmă, mai mult de o lună, când le-am spus, fiți atenți cu copacii care nu se încadrează în aliniamentul necesar. Însă muncitorii sau
antreprenorul ori n-a înțeles mesajul meu sau eu nu știu, nu vreau să spun aici nimic. Muncitorii de la ce? Haideți de să la nume. Delta. Aceeași Delta. Deci au înconjurat, adică bine, într-un caz mi-au spus că au consultat pe ai noștri, în alt caz au zis că n-au consultat pe nimeni oricum. Acum se va face în felul următor. Deci eu credeam că este bine să fie luați acum, replantați tot în alveole, însă mi-au explicat și ieri și astăzi că acest lucru nu ne garantează că ei vor supraviețui, de aceea vor fi scoși... Dar cheltuieli suplimentare? Nu, asta este din cadrul cheltuielilor curente. Vor fi scoși, deci cu pământ împreună și vor fi plantați în, locul, în anumite locuri unde este apă. Iar atunci când va veni, când va, se va înceta perioada de vegetație activă și va fi zilele de înverzire, în locul lor vor fi plantați alți copaci cu coroană mare, cu pământ la rădăcini, ca aceștia să poată supraviețui în aceste zone. Dumneavoastră aveți ore la Politehnică, da? Da. Da. Nu vă spărați, dar vreau să fac așa o paralelă. Când un student ar fi face așa, că și eu sunt lector universitar, noi am zice că acești studenți nu are nicio șansă să la o lucrare practică, da? Să treacă examenul. Dar în cazul în care este vorba despre o firmă care, în nenumărate rânduri, comite greșeli grave și profesionale, atunci îmi pun întrebarea și eu și cetățenii, de ce se întâmplă în repetate rânduri? Vedeți, deci sunt anumite, totuși, dacă ar fi o companie privată, am în vedere eu să fiu șeful companiei private, imediat, a doilea zi, compania respectivă, contractul ar fi reziliat, desigur, în condițiile lege. În nimeni, când s-a alcătuit aceste contracte, nici celor de la colegii noștri donatori, nici ai noștri, nu le-a trecut prin cap să includă careva prevederi de penalizare în cazuri de când s-au încălcat anumite reguli de bun simț, că aici altfel nu se poate de spus. Eu nu cred că n-are importanță. S-a născut omul la oraș, s-a născut la țară, trebuie să înțeleagă că copacul acela nu poate să crească prin beton. El trebuie să aibă cel puțin un diametru, măcar acolo 2 metri să aibă o rază de 1 metru, ca să poată cât de cât supraviețui în condiții urbane, în toate condițiile celelalte. Deci când se fac acest lucru? Cu păreri de rău, în aceste contracte nu sunt prevăzute asemenea penalități. Dar oricum noi o să impunem să exclude orice probleme de această natură. Eu aici nu pot să am o explicație, adică să înțeleg eu pentru mine personal, nu pentru altcineva. Noi cetățenii simpli, chiar nu avem explicații la tot ce aici se întâmplă în jurul nostru și uneori așa ți vine să-ți pui uneori întrebare. Uneori se creează impresia că cineva o face special. Intenționat, dar, da, intenționat. Nu cred că este așa. Cu atât vreau să mă gândesc bine despre toți tot timpul, dar uneori, într-adevăr, se creează o asemenea impresie că cineva a văzut lucrul acest, cu atât mai mult fiind, repet încă o dată, atenționați în privința aceasta, pentru că se vedea că ei nu se încadrează pe linie dreaptă cu ceilalți copaci. Da. Vreau să vă întreb despre situația din strada Caragiale și construcția blocului cu 10 etaje, care a fost stopat și dumneavoastră ați spus că suspendați autorizația de construire a companiei care au început un complex rezidențial, deci, să construiască. Această ce s-a întâmplat și de ce construcțiile astea devin sau ele sunt autorizate sau sunt neautorizate? Este construcția autorizată, este absolut autorizată conform regulamentului local de urbanism, conform codului de reglementare urbanistică, acolo este prevăzut codul C2. De ce înseamnă, nu trebuie să fii arhitect sau urbanism, este de ajuns de deschide regulamentul local de urbanism și acolo este imagine unde este prezentat o clădire cu 5 pare să niveluri, unde la parter este obiectiv de utilitate publică. Adică ce este comercial, ceea ce înseamnă parterul este comercial, iar celelalte etaje sunt cu pot fi locative. Deci momentul când a fost aprobat acest regulament local de urbanism, proiectantul nu s-a gândit, este unul dintre primele regulamente locale de urbanism aprobate pe spațiu post-sovietic și chiar din zona Europei de Est. Și multe lucruri pe atunci nu se cunoșteau. Cât privește, de exemplu, codurile de reglementare adică rezidențial, noi am emis ulterior o dispoziție, deoarece aceste coduri, doar descrierea era eronată.
mai bine zis, nu era o dată, să nu spun așa că o să supere autorii, era insuficientă pentru înțelegerea tuturor. Și acum, practic, pe această filieră au dispărut problemele, în afară decât cazurile când cineva vrea să adauge un etaj în plus sau că coeficientul de utilizare a terenului este mai mare, etc. Cât privește codurile de reglementare de gen comercial, autorii atunci nu s-au gândit că atunci când în spate sunt construcții cu unifamiliale, case de locuit individuale, cum se numesc la noi, atunci dacă în față, pe alinimentul stradal, se vor construi clădiri de mare înălțime pentru a prelungi sau a finaliza aspectul arhitectural al străzii, cum aici așa s-a gândit, deoarece la începutul străzii Alba Iulia sunt clădiri cu 5 etaje, apoi urmează acolo nemijlocită apropiere cu clădire tot o leacă înghesuită, ca să nu zic altfel, așa, cu 10 niveluri, adică 9 etaje, și mai departe, unde a fost magazinul Belarus sau în continuare, sunt clădiri de acum cu 9 niveluri și trebuia să, așa a fost ideea autorilor proiectului, că acest spațiu, aliniamentul stradal, să fie continuat de la 5 etaje încolo până la 9 etaje, adică fără depășiri mai mari de 10 niveluri. Și această clădire, în aceste condiții, se încadrează. Însă, în spate, sunt case de locuit individuale. Aceste case de locuit individuale, în asemenea cazuri, apare o problemă care cineva poate să zică că nu am dreptate, dar oricare om care dispune de un imobil, el dorește ca valoarea acestuia, odată cu trecerea timpului, să crească, nu să se reducă. Și în cazul în care apare această construcție, ea se reduce. Ea se reduce. Adică aici este absolut, putem să confirmăm acest lucru. De aceea s-a luat o decizie ca în continuare, în asemenea cazuri, ca să nu fie că noi blocăm dezvoltarea orașului, adică să nu fie așa înțeles, că uneori așa se înțelege, deci vom insista, adică vom propune mai întâi prin certificatul de urbanism să fie elaborat un plan urbanistic de detaliu, ceea ce presupune, înainte de a elabora documentația de execuție, adică proiectul de execuție, să fie efectuate dezbateri publice la fața locului cu locatare din preajmă și numai în cazul când aceste dezbateri publice vor avea un rezultat pozitiv, numai atunci acest proiect va putea să treacă. Ca să ne ajungem la scandalul și la, pentru că acesta nu e unicul. Belinski 2-4 este exact aceeași situație. Ultimii 2-3 ani sunt foarte multe istorii. Da, pentru că terenurile libere, adică ca să fie clar de unde a apărut aceasta, terenurile libere care au existat la începutul anilor 2000 până aproximativ prin 2012-2013 practic s-au epuizat. Mai există terenuri libere, însă care nu se află în zona atractivă pentru populație și atunci o construcție realizată pe aceste terenuri libere ori ea duce la aceea că devine nu că neprofitabilă, dar puțin atractivă pentru potențialii investitori sau cumpărători și atunci și termenul ei de realizare se lungește neargumentat, fără niciun sens, adică pentru populație. Atunci vor începe să locuiască doar 10, 15, 20% din locuitori, iar restul vor aștepta apartamente până ce vor veni alți locatari în acestea. Dar, totuși, am avut și cu domnul Chirtoacă o emisiune în care, la fel, am întrebat despre aceste construcții înghesuite, cum le mai spuneți dumneavoastră, sau pe spațiile terenurilor de joacă sau între blocuri. Ele apar cu mereu și sunt scoase în evidență prin aceste scandaluri și bătălii mereu între locatari și firmele care dețin actele în regulă și asta este dialogul pe care noi îl vedem jurnaliștii. Eu, o parte vine cu actele în regulă și spun că noi avem autorizație și totul este bine. Cealaltă parte zice că prima dată îi vede și noi nu am dat acum simțământul ca în acest teren să fie o construcție. Este unii miezul problemei. Este lipsă de informare a oamenilor. Este aceste spații aparțin primăriei și trebuie să fie odată și odată spus oamenilor că însă în jurul lor este libertatea de a apare ca după ploaie ciuperci construcții și unde e miezul problemei? Deci, noi, cel puțin din 2008 încoace,
nu a fost autorizată nicio construcție pe teren proprietate municipală, fără ca antreprenorul sau beneficiarul care construiește să nu dispună de relații funciare cu destinația corespunzătoare. Adică marea majoritate a terenului sunt în proprietate privată sau sunt în arendă cu destinația corespunzătoare. Abia după, dacă destinația a fost alta, până ce prin Consiliul Municipal nu este schimbată destinația, acest lucru... E vorba de hotărâri judecătorești, da? Deci destinația, am în vedere că, de exemplu, au fost terenuri unde a fost codul de reglementare special, spre exemplu. Funcția aceasta s-a epuizat, cineva are dispune de proprietate privată acolo, se elaborează planul urbanistic zonal, planul urbanistic zonal este examinat la Consiliul Urbanistic, este supus dezbaterilor publice și numai după, în cazul când aceste două examinări sunt pozitive, atunci este înaintat spre examinare Consiliului Municipal. De exemplu, la momentul actual sunt cel puțin spre examinare prezentate în Consiliu peste 15 proiecte de planuri urbanistice zonale cu diferite destinații. Și atunci aici sunt două tipuri de probleme. O parte de probleme sunt acele terenuri care în anii 90 au fost atribuite după regulile de atunci, când în proprietate privată sau în arendă s-a atribuit terenul strict sub construcția clădirii, plus spațiul de deservire. Terenurile de uz public rămâneau acele care sunt pentru toți, așa cum este pe Florilor 12, să zicem, exemplul care îl cunosc toți acum. Asta este un grup de probleme. Aproximativ, în volumul total de conflicte sau, zicem, proteste care sunt, nu depășește 20%. Al doilea grup de probleme este grupul de probleme care este acela când a existat o destinație specială, fie de agrement, fie de sport, fie cultură, etc. S-a epuizat necesitatea sau disponibilitatea proprietarului de a mai construi pentru ce a fost atribuit. Se examinează în ordinea care am enunțat-o puțin mai anterior și atunci, în consecință, se obține că toți locatarii au ținut cont că acolo va fi un complex sportiv, cum este Andrei Doga, unde nu s-a mers mai departe și nimeni nu a fost informat despre faptul că acolo va fi un complex locativ. Adică aici este vina, în primul rând, și a proiectantului, vreau să menționez și acest lucru. Deci cineva totuși poartă. Este și vina antreprenorului și, desigur, este beneficiarul care, dacă dorește să construiască, trebuie să se asigure că această construcție va fi absolut primită de toți, va fi înțeleasă. Și este și faptul de vecinătate. Atunci, dacă se construiește o clădire nouă, cu toată infrastructura contemporană, iar alături este o clădire care este pe cale să se prăbușească, eu zic convențional, și acest antreprenor nu întreprinde nimic pentru a îmbunătăți condițiile și înclădirea respectivă, atunci, desigur, se va alege și el și noi ne vom alege cu conflicte, cu riposte din partea populației. Adică aici... Nu e vorba de îmbunătățit. Sunt unele situații când clădirile se construiesc la 3-6 metri una de alta. Deci, și atunci distanțe de acestea nu veți găsi dumneavoastră. Deci, dacă este vorba cu capetele, clădirile, vedeți și cele vechi, sunt la distanță. Cu Zavodă, colț cu Toamna de Aur, acolo, ci Independenții, nu era deci de aproape? Nu este așa de aproape. Deci capătul clădirii poate să fie și la un metru și poate fi perete în perete. Pentru acesta se numește rost de deformație. Uitați-vă clădirile care sunt seria 143 sau de altă, natură. Deci este clădirile stau când sunt 6 scări. Dumneavoastră puteți vedea că este o clădire. Prima are 2 scări, apoi este rost de deformație. Altă clădire, 2 scări. Și altă, că asta este una din cerințe, un element mai răspândit în structura orașului, în special Ciocana Botanică, și Buiucani, în partea Buiucanelor noi. În celelalte cartiere mai puțin acest lucru se vede. Adică aceasta nu este. Când e vorba de asigurarea intimității între geamuri, de acum acolo sunt, dar și aici sunt soluții. Iată aici, în capăt la Alba Iulia, este așa numită o clădire care îi zic arhitecții cu 100 de colți. Este făcută special pentru ca să fie asigurată invizibilitatea la clădirile vecine și din clădirile vecine în aceasta. Dar deci nu se astupă soarele? Nu se astupă, bineînțeles, în fiecare caz. Bine, dar oamenii până la urmă sunt nemulțumiți și asta dă dovadă că ceva nu merge bine. Nu este dovadă că nu merge bine. Deci, sunt informați acești oameni din preajmă. Nu întotdeauna. Oameni care fac business pe acest lucru. Am înțeles. Aici se implică și politicul, da? Politicul
de obicei asta sunt în campaniile preelectorale sau electorale sau atunci când există o concurență politică acerbă între două formațiuni sau între careva persoane. Mai mult sunt de altă natură. Adică există costuri reale întrebați antreprenorii care construiesc și ei dacă o să îndrăznească să vă spun acest lucru, o să vă spună cât costă ca să fie aplanat un conflict, un protest. Aici cred că organizăm o altă emisiune și discutăm nemijlocit despre aceste situații și chemăm și oamenii care sunt implicați, un antreprenor și locatarii. Vreau să vorbesc despre gunoi ăștia de la Bubuieci și dacă tariful la gunoi a inclus schimbările care au fost pe parcurs dintre gunoi ăștia de la Țânțăreni și gunoi ăștia de la Bubuieci, pentru că de la Chișinău și până la Purcel sunt 2 km, de la Țăreni și până la Chișinău sunt 37 km, tur-retur, da? Tariful de atunci nu s-a schimbat, de când, dar drumul este altul. Autosalubritate. Cine transmite banii pentru motorina care s-a cheltuit pentru aceste distanțe și ea a rămas aceeași. Distanța este alta. Aici, la aceste. Deci nu doar s-a schimbat tariful. Deci tariful a fost majorat în mediu cu 65%. În această majorare de 65%, așa grosomoto, ca să nu intru în toate detaliile, include cheltuielile suplimentare pentru deplasare la Țânțăreni la o distanță mai mare, asta 1, 2, închirierea camioanelor de capacitate mare, pentru că acum nu se mai transportă cu acele camioane care se transporta în trecut, 3, conservarea poligonului și, vă rog, nu este de la Bubuieci, este uzinelor 205, este orașul Chișinău. Așa vorbim deja toată lumea. Este instalarea stației de epurare la poligonul de la uzinilor 205, stație care este procurată, se află în vamă și așteptăm decizia Consiliului Municipal ca să poată fi pe Palata Registrării de Stat trecută la balanța autosalubrității. Este de acum finalizată licitația, nu s-a desemnat câștigătorul stației de epurare de la Țânțăreni. Așa, este consolidarea barajului, digului de la Țânțăreni. Adică asta așa, în linii mari, ca să nu intru în altă. Vorbim aici din niște costuri care au rămas neschimbate, dar drumul s-a micșorat considerabil. Atunci, iarăși, vedeți că toți vorbim cu ziua de astăzi. Apetiți-vă, haideți să luăm statistica cum a evoluat prețul motorinii. Așa, cum au evoluat alte prețuri la alte lucruri. Deci, da, este adevărat în faza inițială când s-a trecut la depozitarea la uzinilor 205, deci, desigur, autosalubritate a cunoscut venituri mai mari. Însă, ultima perioadă, autosalubritate nu mai... 15 milioane e vorba de niște... Nu știu, asta, deci aprecierile, eu prefer aprecierile să fie făcute de specialiști, nu să fie făcute de mine, care nu sunt chiar din domeniu. Și acum când s-a stabilit acest nou tarif, au lucrat specialiști nu numai de la autosalubritate, de fapt ei au fost cei care au pregătit actele, dar de fapt au pregătit specialiști de o calificare cu mult mai înaltă decât îi avem noi în cadrul primăriei. Deci putem spune că aici nu sunt niște dedesubturi și nu sunt niște scheme de câștig. Eu nu pot să exclud că anumit careva încălcări mărunte nu au existat și nu există poate și astăzi. Însă... Deci, domnule, am avut aici o emisiune dedicată special acestei teme și domnul vicedirector de la Autosalubritate a zis că ei au primit informația că doar un an vor duce acolo gunoiul și până acum sărmanii se tot confruntă cu situația că trebuie să... Deci decizia inițială, deci dumnealor, am ciocnit și eu cu faptul ăsta că ce știe un vicedirector nu știe al doilea, cu părere de rău, dar acum cred că această problemă a fost exclusă. Deci v-a uimit ce a vorbit aici domnul vicedirector atunci? În unele cazuri, da. Deci inițial decizia a fost pentru jumătate de an a Consiliului Țânțăreni. Ulterior s-a pus pentru 2 ani cu condiția, 2 ani jumătate, că vom îndeplini acele obligațiuni pe care noi ni le-am asumat. Și
Dacă noi ne le vom îndeplini aceste obligațiuni pe care ne le-am asumat și va merge mai departe proiectul cu BERT, cu BI, desigur, atunci evoluția va fi cu totul alta decât o avem astăzi. Suplimentar, noi nu am încetat să mai examinăm și variante de alternativă. Totuși se discute și alte variante. Aici este cert la momentul actual că acest poligon de la Țânțăreni, dacă își va continua activitatea, bine, să nu spunem astăzi, Dacă e un pic așa incertă situația, acesta va fi doar un poligon pentru municipiul Chișinău și raionul Anenii Noi. Adică nu va fi, cel puțin la moment, nu se examinează pentru ca acesta să fie un poligon regional. Să examinează a fi un poligon pentru aceste două unități administrativ-teritoriale și noi, practic, până la momentul actual, în linii mari, cu anumite întârzieri, recunosc acest lucru, ne onorăm toate obligațiunile pe care ni le-am asumat. Este păcat că în trecut mai mulți ani nu am găsit această conlucrare cu comuna Țânțăreni, pentru că și comuna ar fi fost mai înfloritoare astăzi, mai luminoasă. Da, deja au fost transmise sume pentru această localitate, da, din partea guvernului? Pentru Geamăna, știu că au fost transmise, pentru Țânțăreni probabil. Și nu era cazul să se întâmple acest dialog mai devreme și să nu poluăm Chișinăul și să nu ajungem în situații... Deci, desigur, părerea mea este aceasta. Apele subterane au fost poluate. Haideți să... Nu, n-a fost poluat. Nu? Credeți că nu avem, riscul ca să... Nu. Deci, acolo, apele subterane nu au fost poluate datorită stratului de argilă, deoarece acesta este un poligon. Acum, atunci, vă întreb despre faptul de ce, doamna Herța, Chișinăul, de pe timpul Uniunii Sovietice, a avut câteva fântâni arteziene. În cazul în care se întâmplă ceva, o situație forță major, se poate alimenta orașul din aceste fântâni arteziene, da? Acum, doamna Herța a emis o dispoziție sau a spus o informație că aceste fântâni ar putea fi poluată apa și noi nu avem nicio șansă la... Deci, bine, sunt unele care sunt nu poluate. Nu este sursa de la Bubuieci că se poluează? Nu, de la Bubuieci noi n-am avut niciodată surse de alimentare cu apă. Deci, vă rog să nu fie confuzile acestea. Sursa cu apă subterane de alimentare în caz de necesitate... Avem două lacuri. Hai spuneți. Este în satul Ghidighici. Acolo puteți vedea niște fântâni care sunt, nu știe nimeni pentru ce ele sunt. Deci este acest defileu care noi, dacă vă amintiți, când Valea Morilor nu știam unde să ducem nămolul, noi așa ne-am apucat odată, să zicem, ca idee, să ducem nămolul acolo și am fost opriți din start de ecologiști, ceea ce, slavă Domnului, că aceștia au ținut cont de acest lucru, deoarece acesta este zona de rezervă pentru alimentare cu apă potabilă. Dar aceste fântâni arteziene au fost conservate, dar nu dusă conservarea până la capăt. Ea trebuie să fie acum sau închise și făcute alte fântâni arteziene noi sau altceva. Ele nu sunt utilitare, nu pot fi. Ar putea fi aduse în funcțiune, dar acestea sunt niște cheltuieli cu mult mai mari. Acum se examinează fântâni arteziene pentru a utiliza apa din mina Chișinău. Avem proiect destul de mult care a evoluat. Avem de acum discuții cu colegiul de vinificare din Stăuceni, deoarece sunt pe terenurile lor. Ceea ce a spus doamna Herța este vorba de fântânile arteziene pe care le-au dispus o serie de întreprinderi pe teritoriul orașului, care poate să află unde doriți, în sectorul centru, în sectorul Râșcan și așa mai departe, care, nefiind luate la evidență, adică apa aceea utilizată după aceea este deversată în sistemul de canalizare și atunci care este debit, deci cât apa am luat, atâta trebuie să deversăm și atunci se primește că noi în canalizare acumulăm mai mult apă uzată decât ar trebui să fie. Și, într-adevăr, unele din aceste fântâni arteziene nu mai au zona de protecție sanitară necesară pentru a fi utilizată. Da, dar s-ar putea să de lucrat la aceste direcții pentru ca să nu ajungem într-o situație când Chișinăul va fi... Deci aceste lucruri se fac, este în proiectul care derulează acum bine, derulează prima fază cu stația de epurare care n-a fost dusă la bun sfârșit nici în perioada sovietică, dar oricum lucrăm în această direcție. Și știu că sunteți autorul tezei cu titlul Metode de formare și aprecierea soluțiilor de proiect a clădirilor industriale, asta este publică. Și vă întreb acum despre niște clădiri industriale care se preconizează a fi construite în zona Elat Plaza la Botanica și în zona Palatului Sindicatelor de la Râșcanovca. Nu le dăm nume, dar... Nu. Clădiri industriale acolo nu sunt. Deci vorbim de Elat Plaza. Undeva pe acolo trebuie acolo, să fie... Deci acolo sunt trei planuri urbanistice zonale, dintre care două planuri urbanistice zonale, în
spatele la el. Da, în spatele la el. Prevăd construirea a două complexe rezidențiale. Așa, doi autori diferiți au propus pentru două sectoare diferite și a treilea sector este pentru un centru comercial. Adică nu este vorba de nicio întreprindere industrială. Uh-huh. Cu toate că acolo este zona industrială. Zona industrială, da. Dar zona industrială dar în toată lumea... Aceștia au voie să fie construite, despre cine dumneavoastră vorbiți, în acest... Da, pentru că aceasta este logica dezvoltării actuale. În trecut, întreprinderile industriale... Dar nu industriale... este preaglomerat teritoriul în... Nu, deci tot acestea sunt normativele care, dacă se respectă și cel puțin unul din proiecte l-am examinat și eu personal cu clădiri rezidențiale de locuit. Deci acolo sunt respectate toate normativele. A doilea... Dar nu e bine în oraș, am văzut în afara Chișinăului, ar fi fost bine că ele să fie dar construite. Dar nu sunt întreprinderi industriale, locuințe. Nu. Locuințe în afara Chișinăului. Nu locuințe, e vorba despre un magazin mare. Magazinele mari, Chișinăul totuși până când nu are tradiții sau zicem acea experiență, nu că experiență, dar tradiții ca la cumpărături să ne deplasăm undeva în afara orașului. Exemplu cel mai elocvent este mega Megapolisul, care de fapt nu își îndeplinește și nu și-a îndeplinit niciodată funcția numai datorită faptului că este îndepărtat de zonele rezidențiale. În Chișinău, distanța de deplasare până la un spațiu comercial de peste jumătate de oră este o distanță deja mare. Dar nu ne mărim ambutiaje și bătăile de cap în zone dacă construim la Botanica dacă la Râșcanovcă. Dacă sunt făcute corect, nu facem acest lucru nimic, pentru că trebuie să fie intersecții denivelate, trebuie să fie parcările, pentru că o bună parte din ambutiaje, cât n-ar fi de paradoxal, nu este circulația fără anumite reguli. Deci aceasta tot este. Dar cel mai mult sunt parcajele neregulamentare sau parcajele supraaglomerate care blochează circulația. Și ea nu este fluidizată. Și ea nu este fluidizată din această cauză. Deci, acolo, deci ele vor fi construite în viitorul apropiat. Dacă vor trece, cel puțin ele sunt spre examinare în Consiliul Municipal. Partea comercială și a doilea spațiu rezidențial de la Botanica încă n-au trecut faza dezbaterilor publice. Dacă vor trece faza dezbaterilor publice, vor fi prezentate în Consiliul Municipal. Cât privește cel din sectorul Râșcani, acolo această necesitate nu este, deoarece codul de reglementare urbanistică corespunde în tocmai cel puțin solicitării pe care au prezentat-o la momentul actual. Uh-huh. Și iarăși un utilizator a rețelei de socializare mă întreabă cum se întâmplă că se anulează cele mai eficiente taxi, maxi-taxi 160, 193 și de ce acestea rămân oamenii fără posibilitatea de a pleca la spital? Nu este adevărat. Dumbrava, vorbim despre Dumbrava, 193 nu s-a anulat pentru că primarului, viceprimarului sau șeful direcției a trecut prin cap că acest itinerar este rău sau nu știu ce. S-a anulat atunci când nu au mai rămas unități de transport pe acest itinerar. Deci, 193 ultima perioadă, rămase 4-5 unități. Închipuiți-vă că una s-a defectat, rămânem cu 3 unități de transport, adică aceasta nu mai este itinerar. Deci nu e divină primărie, este divină firma care deservește acest itinerar. Dar prestatorii, deci acum, ca să vă dau o cifră, ca să o înțelegeți, 2 ani în urmă, în Chișinău, zilnic pe traseele municipale de autobuze de capacitate mică sau, cum zice, microbuze, erau 1700 de unități de transport. Astăzi, la ziua de azi, sunt 1200. Acum, ca să zic, 1200 nominal înseamnă că în realitate sunt aproximativ 1150, fie 1170, dar nu mai mult. Adică aceasta este partea aceasta care a adus parțial legile care au fost adoptate pe parcurs, reglementează câte unități de transport sau ce procent trebuie să aparțină administratorului rutei respective ca acesta să poată să deschidă. Și aici toate, absolut toate în ultimii 2 ani care au fost anulate sunt acele unde nu mai exista... Da, dar oamenii suferă și se întreabă ce să fac 142 de copii, deci, 263 de adulți din zona aceasta, unde să se deplaseze? Deci, sunt cifre exagerate, permiteți-mi să vă spun, mergem dimineața la această intersecție la Tudor Vladimirescu cu șoseaua Balcani și o să vedeți că eu am dreptate aici. Da, sunt o parte din locuitori care nu au alternativă cu părere de rău, dar această... Dar se prevede ca să adăugați niște rute de autobuz în zona deci acestui. Atunci când vom avea autobuze suplimentare, acum este anunțat o licitație la autobuze de 20 de milioane de lei, care va fi finalizată pe data de 15 septembrie,
Deci sunt 14 agenți economici care au cumpărat caietul de sarcini și odată cu procurarea unităților de transport vom suplimentarul de asemenea. Sper că la sfârșitul anului, în una din suburbii, vom mai duce încă o rută cu troleibuze fără fir. Dacă nu, chiar până la 31 decembrie, în primele luni din anul 2018. Și sângera tot este nemulțumită de rutele care sunt... Toate suburbiile. Nu-i vorba numai de sângera sau de Dumbrava. Toate. Eu nu cunosc o suburbie care ar fi satisfăcută, în special acum. Dacă în trecut eu tot timpul luptam cu cei de la parcul urban de autobuze sau de la regie transport electric și spuneam că, domnilor, înțelegeți că pasagerul trebuie să aibă alternativă. Dorește exact. Merge pe jos, dorește cu bicicleta, dorește cu troleibuzul, dar dacă nu, merge și cu microbuzul. Astăzi, cu părere de rău, partea cu microbuz nu mai pot să o spun atât de sigur cum o spuneam în trecut. Noi vom încerca să contractăm și agenți economici privați cu autobuze de capacitate medie și mare, care să-i antrenăm pe acele rute unde este un flux de transport stabil sau unde este o necesitate strigentă. Domnul Gruzov, mi-au rămas încă vreo 15 întrebări, dar regia îmi spune că am depășit toate limitele posibile ale emisiunii noastre și asta înțeleg că se simte necesitatea de a veni periodic. Haideți să încheiem așa o înțelegere publică acum, ca nu să vă suși să ziceți că sunteți ocupat, că o dată la semestru, măcar o dată la două luni, să veniți în emisiune să discutăm sau în fiecare lună. O mare plăcere, deci cele mai incomode întrebări pentru că orice discuție este mai bună decât decât o tăcere sau cu atât mai mult decât o confruntare, fie chiar cât de cât, chiar cât dacă aceasta este argumentată. Corect. Și să se vadă că unele lucruri sunt până la urmă verificate sau în primărie. Bine, că acum aveți o imagine cam negativă, primăria, cu toată situația care s-a creat. Dar sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Eu vă mulțumesc mult, vă doresc o seară frumoasă și să fie bine la noi în Chișinău și să ne mândrim de orașul în care ne-am născut. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această seară. Vă doresc o seară frumoasă.